Merge treaba, bine ați venit la Stax TV, OMV Autocross Challenge, mulțumim partenerilor OMV, BMW România și Techstar. Îl avem în spatele meu, ca să nu zic pe fundal, pe Cabral Ibaca, câștigătorul primei ediții de la cursa cu vedete. Nu, dar faci și tu cum trebuie, nu câștigătorul primul, zici și tu, dă-i niște greutate, că e totuși un titlu acolo. Da, este un titlu, are greutate ca și Cabral. Titlul jumuliților, dar e un titlu. Tot, pe toată lumea, tot ce se putea, toți pe care i-am adus, au fost chiar și mai mult de 10, am tot adus acolo să-l bată, n-a reușit nimeni, Cabral este the one. Tu vezi cât de dâr stau? Da, văd. Adică am căput în combinezon, dar nu se putea așeza, așa că am făcut o derogare specială la federație și l-am lăsat să se dea fără echipamentul de protecție ignifug. Dar de ce-s musculițele astea? Eu asta nu înțeleg. Că sunt îmbrăcat în culoarea asta sau că ai și varianta 2 pe care o să o aduc eu în discuție. Bun, ești pregătit? Da. Ai emoții? Nu. Eu am. O să-i dăm... Tu știi? Eu știu. Cum se face? Limitare, ratatatatatatata, acolo trebuie să fie totul. Acolo, băi nene! Deci fii atent, acolo, aia, nu virăm. Acolo, la aia, la stânga 3 ăla, nu virăm, tu înțelegi că nu virăm? Dacă scap și azi, mă îmbăt. Băi nene, nu virăm. Ce mă sperie sunt blocurile alea de beton de acolo. Aia mă sperie un pic. Aia trebuie să le iau puțin țopăit, că dacă am prins roata acolo... Hai să mergem la alergat. Hai să vedem proba cu centura. Ia la Jolly Joker-ul acolo. Da. Dacă nu facem cu săritură. E o săritură. Aia, nu săritoarea. Săritoarea aia la Jolly acolo. Aia o facem cu săritoare, frumos, bang, bang, aterizăm pe 4. Și după aia luăm stânga. Nu luăm stânga ca orice gospodar în cap de pantă acolo. Nu te mai invit nici pe tine, nici pe Mirica. Numai tu ai inventat proba asta, Dobrescule. Cum arată, mă? Arzătar terciu, pomațe, să te arză. Că nu e, dacă vorbim de mașină, trebuie să și alergăm un pic. Ce legătură are, bă, băiatul? Este o mișcare al aleman. Este mișcare al aleman, că dacă mă descalc și arunc un optier asta după tine, ca să nu mai zic că ați luat sărăcia asta mică, care e mișto pentru oameni, dar pentru urși nu e mișto. Centura de siguranță salvează vieți. Ce vrei, mă? Nimic. Haide să mergem. Mă omorâți, mă băgați pe mine în conserva asta. 3, 2, 1, start! Ce start, mă? Am dat drumul la cronometru. Păi nu e, că nu mai mă anunți așa, că nu ești pe japcă. Ce ești, la furăciune? Ce e asta? 3, 2, 1, pregătit? Start. Ești pregătit? Păi asta e, întreabă, mă, ești pregătit? Ești pregătit? Spune, Cabi, cum te simți? Cabi, ești gata? Îngerul de Cioco, cum te simți? Așa. Acum poți să, deci, mă... Ești pregătit? Eu? Da. De mic? Hai, 3, 2... Stai să scot telefonul de buzunar. Stai. Nu am unde să-l pun la tine. Lasă-mă pace, nu mă certa. Unde-l mai cazi? Lasă-mă, nu știu, e treaba ta. Pe cum ar fi fost să fie mic la el? Dai seama, mic la el în mânuță. Așa, haide. 3, 2, 1. Stai cantiere de la, stai un pic, stai. Ce? Hai, lasă că sunt într-un buzunar interior. Hai, lasă. Ești gata? Da. Hai. 3, 2... Stai un pic, stai. Dobrescule, ești în rec? 3, 2, 1, start! Mamă! Rup! Bă, sper să te oprești! Uite-mă, rup! Fai de... Aoleu. Ia-o încet, ia-o încet. Doamne ferește! Hai, mă, că ai putut. Haide, mă, asta. Haide, mă. Aia e, mă, centura e centura. Salvează vieți. Centura salvează vieți. Știu că poți. Poți. Trebuie cu calm. Con calmas. Ce-ai făcut? E blocat asta, boss. Păi cred că e la maxim. Păi eu nu știu ce-o fi, dar nu merge. Nu-i vina mea. Nu? Eu sunt aici, uite, mă. Bun, am oprit timp. E ok. Păi nu că ai oprit timpul, că era oprit de mult. Am ajuns aici de mult. Nu-i corect, m-ați făcut. Dacă scap și din asta, mă îmbăt. E seară, beau și două. Ce alergare frumoasă am făcut, bă, băiatul. Bă, chiar frumoasă, da. Tu ai văzut, mă? Frumoasă. Bă, tu ai văzut? Frumoasă alergare, n-am ce să zic. Ce ai, mă? Ce dracu faci, mă? Ce? Calcă ambreiajul. E călcat. Da? Păi cum? E gata? Eu? Da. Nu! Hai, dă-i kilometru, da? Ești gata, da? 3, da? Da. 2. 2, 1, start! Paralile! Ia uite vitara! Mă, e bine! Fața-mă că feta de făcut! Eu nu te las eu! Uaaaaa! La 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 la! Cât mai întrebi 100 de români? Nu pot! Nu pot? Aaaaaa!
Ia uite, poate. Era să răsturnau că eu trei nene. O simți cum se ridică? Da. Dacă s-a încărcat bateria și poți să-i dai ceam celul mântă înapoi. Și era la dragul să-i vezi că nu mai suport pe ăsta normal și ca unde era bun. Săritoare! Ușor, să ne calmăm. Mai pune și frână! Nu pune, mă, frână, că-i păcat! O frână poate oricine! Te lasă ceilalți participanți la trafic să schimb benzile când ești cu ramul sau nu? Băi, mamă, acum era să pierd. Era să pierd, băi, băiatul, băi, mă, să nu. Mamă, zic cu benzile, pe camiaș. Păi, trebuie aia, sigur că mă lasă. Ce? Și eu îi las pe ei. Aia merg 4 puluri. Să știi, să nu-ți vreau ce am zis, și tu îi lași pe ei, da? Mamă, te frumos! Te frumos! Băi, frână, frână, carpă. Frână, și alungi la eu cu... Ce? N-am auzit! Dar de ce plângi? Nu, că pun lacrimi! Aoleule! 12 clase sau S clase? 12 clase! Haini sau Pavel Bartos? Pavel! Din seria Brigada Studenții care este prezumat. Deci din Brigada Diverse, care este preferatul tău? Brigada Diverse, mă gândesc că... Am și la mare! Am încă și la mare! Ce-a zis nevasta ta când a aflat de acel accident viral pe TikTok? Lasă-mă mai încet, că mai am de filmat cu niște oameni, frate. Când mă duci la tragbei? Care e ultima, nu mă interesează. Mai e ultima.
Nu că și-a luat rot. Cabral, mamă, dacă văd pe stradă să întrebe pe români pentru o emisiune. Dacă ai fost pe stradă vreodată să întrebe pe români pentru o emisiune. Nu că e... Aoleu, ușor. Nu este eficient. Nu este eficient. Nu repet. Da, da. Acum am luat 100 într-o încăpere și apoi le punem întrebări. Bă, asta să fie la cum convingi nevasta să vină la cort? Ai luat chip? Băi, 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 ți-ai mai luat chip? L-am luat un PC. Ce-a luat un PC? Băi. Am scăpat, bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Hai, mă, să mă. Bă, am scăpat, bă. Dar n-ai prea pus întrebări, mă. Nu ți-am pus întrebări, nu? N-am. Incredibil. N-am prea pus întrebări. N-are nimic. El nu ne-a părat. Ce m-a făcut, șef? N-are nimic, eu i-am dat la ultimul tur. Numerele nu le-ai văzut. Le-a văzut? 7, 3, 6. Le-a văzut, mă, că... Alte întrebări. Le-a văzut, mă, că ți-a țipat jumătate de tur, 7, 3, 6. Adică să nu crezi. Dar am eu timpul luat corect, nu e problemă. Ia uite, bă. Ia uite, bă, băiatul. Bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îți mulțumesc că am scăpat și de data asta. Ne-a ridicat pe două roți acolo, am zis că murim. Chiar nu înțeleg de ce asta pe cărală, chiar a mers decent. Da, și puteai și mai rău. Nu, nu mi se pare. Stai că mi-a lăsat muța acolo. Ce muță? Am, da, e ok, nu e pe centură. Da, mă, ne-am ridicat acolo. S-a văzut oare că ne-am ridicat? S-a ridicat. Am zis că mor. S-a văzut, nu? Da, mulțumesc că... Vrescule, ți-am pierdut muța. N-are nimic. El nu se aude oricum. Aud doar eu. Cabral zice că a pierdut la valiera, nu e panică, nu e scumpă. La daliera. La daliera, scuze. Ce ai făcut? Ai rupt centura? Ce ai făcut, mă, frate? Dar de ce râguși? Păi am de la prima, în sfârșit, prima experiență. Ce, cum, lăsă că vine aici lângă tine. Cum ți s-a părut aici experiența? La foarte frumoasă experiența. Este genul de întâmplare prin care vrei să treci, chiar dacă ai vise de să mergi în off-road, chiar dacă n-ai vise să mergi în off-road, te ajută foarte mult circuitul să înțelegi dinamica unei mașini care face treaba asta. E nebun. Și mai mult decât atât, dacă ai în dreapta unul care este și curajos, așa cum ești tu, care n-ai efectiv, nici nu i s-a mișcat pe față nici măcar un mușchi. Deci a fost efectiv. La un moment dat l-am întrebat, măi, dar tu ești din marmură? Dar nu te mișcă nimic. Nu te mișcă. Și a fost...
Foarte bine. Are câte jaloane? Un? Unu. Un jalon dărâmat. Aia e penalizare, trecem acolo, a mers cu fără ochelari, a văzut și numărul, are și un timp. Mai discutăm după ce se oprește filmarea, ce și cum, ce facem, ce penalizări. Dar e bine așa, eu mă bucur mult de tot că am scăpat și de hopul ăsta. Așa am ajuns să fiu mea. Hop în viața. Bă, aveam doi de care mi-era frică și am scăpat de ei. Acum știi cum e, că de ce ți-e frică nu scapi, vorba. Eu zic o treabă. Și... dacă mai dai 5 tururi, da? Promit că face ceva spectaculos. Nu, nu mulțumesc, e ok. Nu, spectacolul este garantat așa cum a fost. E la, nu, că e prea mult spectacol strică. Strică. Trebuie doar să mai arăți unde e. Nu, e acolo. E acolo, dar nu. Hai să arăt ceva. Mulțumim că ai participat și anul ăsta. Vedem ce. Nu fai, facem nicio jumbujluc chiar, că mai am de filmat. Și îți stricăm agregatul din dotare. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Acesta a fost materialul. Îi mulțumesc lui Cabral că a venit și de data asta. Ce? Sunt îmbrăcat în asta și trag toate gâzele la mine pentru că sunt dulce. Da, ești dulce ca o savarină. Nu. Eu vorbesc nazal că s-a răcit un pic. E răcit, i-au dat și lacrimile, adică nu a fost chiar așa. Asta a fost materialul. Le mulțumim partenerilor OMV, Textar și BMW România. Share, like și subscribe dacă v-a plăcut. Și BMW Motorrad, nu? Nu. Nu e, nu? Dar poate în viitor, cine știe. Da, de ce nu? Oricum, BMW România a fost așa. Cum adică așa? Așa, de la noi. De la noi. De la noi. E bine așa, tu știi că noi suntem proști rău. Am pădrecu. Haide, share, like și subscribe, băieți.